Dragi lungeni, permiteți-mi să vă urez cu ocazia sărbătorilor de iarnă un sincer la mulți ani. Pentru mine, Vrancea în decembrie înseamnă casă, înseamnă acasă, înseamnă valorile tradiționale ale familiei, înseamnă reîntâlnirea cu cei dragi, colinde, atmosferă de prăjituri și, da, înseamnă grija pentru părinți, pentru cei dragi. Dragi vrânceni, încă o dată permiteți-mi să vă urez, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, un Crăciun fericit alături de cei dragi și fie ca anul 2022 să ne ajute și să ne aducă cât mai multe realizări, cât mai multe împliniri pe toate planurile. La mulți ani!